trebuie să ai regrete și nu trebuie să te încăpățânești și să rămâi cumva ancorat în trecut, numai din dorința de a ști că ești tu undeva numărul 1. Dacă ajungi să vezi chestiunea asta, înțelegi că, de fapt, controlul, iluzia controlului e, de fapt, o pierdere și în momentul în care pui un pic de trust, un pic de încredere în cei din jurul tău, oportunitățile și ceea ce poți să câștigi sunt mult mai puternice, mult mai mari. Asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai o primă dată nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm la o ediție specială a emisiunii Antreprenori în Asigurări, seria Lider de Succes. O ediție specială pentru că o piață matură ajunge la astfel de momente cum este cel de astăzi. Momente în care se produc consolidări și în care există niște perspective care sunt bune și pentru cei aflați în situația asta, sunt bune și pentru piață și sunt extraordinar de bune și pentru clienți. Invitații mei de astăzi sunt Rodica Fuicu, partener, administrator și director general la SIG Management, broker de asigurare, și Victor Schreier, fondator și managing partner la Otto, broker de asigurare. Două companii foarte bine cunoscute în piață pentru seriozitatea cu care își fac business-ul, pentru relația specială pe care o au cu clienții, cu autoritățile, cu colegii și așa mai departe. Bine ați venit în emisiune. Victor, am să te întreb pe tine primul. Ce s-a întâmplat de fapt? De ce suntem astăzi aici? Bine te-am găsit, Sergiu, bine v-am găsit pe toți și bună ziua tuturor. Ceea ce s-a întâmplat în relația dintre SIG Management și Autobroker este un transfer de business, o achiziție de portofoliu și un transfer al întregului know-how și al echipei SIG Management în cadrul echipei Autobroker. Un proces prin care noi ne consolidăm și ne întărim divizia corporate și prin care cred că ne construim împreună niște oportunități de creștere și dezvoltare mai serioase și mai puternice. Dacă sunteți de acord, v-aș propune să discutăm despre trecut, deci ce ați făcut până acum, despre prezent, ce se întâmplă și ce perspective vedeți. Rodica, de ce nu ai continuat business-ul tău în formula anterioară? Adică ce te-a făcut să mergi către această soluție care, recunosc mie personal, mi se pare una foarte reușită? Bun, răspunsul meu ar trebui să acopere o arie destul de largă de tematici. În primul rând, vreau să spun că businessul pe care l-am condus până acum mi-a adus foarte mari satisfacții. M-a ajutat în formarea mea și ca profesionist și ca manager. E adevărat că aveam și alte experiențe anterioare, dar pentru mine a fost, pot să spun, o piatră de hotar. De ce m-am hotărât să fac acest pas și de ce acum? În primul rând, pot să spun că m-am obișnuit cu o anumită calitate, un anumit standard al serviciilor pe care le prestez clienților. E vorba atât de mine cât și de echipa mea. Și totdeauna am pus accent pe acest lucru. Nu numai felul în care trebuie întocmită o poliță de asigurare, un contract cu tot ce stă în spate, ci și identificarea nevoilor clientului și o gestionare corectă a acestor nevoi pe parcursul derulării contractului. Din acest punct de vedere pot să spun că există la ora actuală o sumedenie de provocări. Noi suntem puține persoane, nu e o companie mare, ASIC Management, o mână de oameni care ar trebui să facă, nu știu, cam de toate. Adică să nu renunțe la acel standard de calitate a serviciilor,
să știe să gestioneze corect clienții, să se alinieze și să respecte niște norme din cadrul legislativ care au trebuit să fie transpuse în legislația românească. Vorbesc de lucruri venite de la Comisia Europeană. Aceasta este evoluția societății noastre, către asta ne îndreptăm. Este greu să fii în frunte la toate capitolele. Deci, din acest punct de vedere, pot să spun că pentru mine această uniune pe care am planificat-o destul de minuțios și cu ceva vreme înainte, este de bun augur. Cât a durat acest proces, din punctul tău de vedere? Din punctul meu de vedere, cam un an și ceva, un an și câteva luni. Victor, pentru tine, cât a durat acest proces? Adică din momentul în care ai văzut oportunitatea până la emisiunea de astăzi? Și din punctul meu de vedere, tot cam un an a durat. E posibil la Rodica să fi durat un pic mai mult și să fi fost o parte a iceberg. Eu am văzut doar partea de deasupra. Și probabil a fost un proces acolo până când am ajuns la momentul în care să discutăm concret despre o astfel de tranzacție. Da. Dar n-am făcut-o cu grabă și de-aia lucrurile au durat aproape un an. Bun. Rodica, clienții tăi au fost informați de această mișcare. Ce le-ai spus când decizia a fost luată și lucrurile se îndreptau spre finalizare? Cu siguranță, absolut toți clienții noștri au fost informați. Cu marea majoritate a lor am vorbit personal, pentru că așa se fac lucrurile acestea. Trebuie să te implici personal. Le-am explicat ce urmează, le-am explicat că urmează această etapă de tranziție în care ei nu vor avea de suferit și am luat toate măsurile necesare astfel încât ei să nu simtă, să fie o trecere foarte lină și fără surprize neplăcute. Dimpotrivă, pot să spun că sunt surprize plăcute. Acum pot să spun și cu oarecare mândrie că niciunul din clienți nu a spus, vai, nu vreau să rămân alături de tine în noua formație, mi se pare că faci un pas greșit. Nu, toată lumea m-a felicitat, toată lumea a fost de acord că e o idee foarte bună și totul pentru că le-am explicat și au înțeles că e vorba de a păstra acea calitate a serviciilor și poate chiar mai mult de atât. Puteți urmări emisiunea noastră de fiecare dată în social media și un ajutor pentru noi ar fi să vă și abonați. Un ajutor pentru dumneavoastră ar fi să apăsați pe clopoțel, pentru că de fiecare dată când vom posta emisiuni noi o să fiți la curent. Ați văzut și până acum mai multe modele de business în această serie Antreprenori în Asigurări, lideri de succes. Astăzi este un nou model de business, o formulă de consolidare a echipei, a pieței. Iată, Victor Schreier, Otto Broker, își consolidează echipa pe zona de corporate. Victor, ce te-a determinat? Nu erai destul de bine poziționat pe zona de corporate. Care sunt obiectivele pe care le urmărești? Divizia noastră corporate e de fapt divizia cu care am început. Doar că la un moment dat în istoria noastră retail-ul a avut o evoluție mult, mult mai rapidă. Divizia noastră corporate acum 5 ani avea cam 20% din business și aveam un obiectiv foarte clar să creștem semnificativ și să ne echilibrăm un pic portofoliul din acest punct de vedere al clienților, al tipologiei de clienți. Suntem în momentul de față la o treime din business. Din business auto broker este deja business corporate. Și ne dorim ca acest procent să crească, fără ca retail-ul să-și scadă ritmul. Așa că o astfel de tranzacție a fost foarte binevenită și foarte clar aliniată cu strategia noastră de dezvoltare, care nu se mai bazează doar pe creștere organică, ci și pe fuziuni și achiziții. Înțeleg că ai de gând să mergi în continuare pe această linie.
luăm în calcul să facem, să facem mai multe tranzacții în măsura în care vor exista oportunități în piață și lucrul ăsta, de asemenea, am învățat că nu trebuie să-l grăbesc, da? Pentru că trebuie să existe timp. Ce fel de oameni cauți pentru această consolidare și creștere continuă? Cred că e vorba de ce fel de oameni căutăm. Și căutăm oameni, în primul rând, cu valori foarte compatibile cu ale noastre, astfel încât să putem să colaborăm foarte bine. Și căutăm oameni care au înțeles că atunci când lucrăm împreună, atunci când colaborăm, putem să obținem mult mai multe și să facem lucruri mărețe. Astea sunt chestiunile fundamentale. Mai departe, intrăm în diverse detalii care țin de tipul de business pe care îl au, tipul de echipă pe care au construit-o, felul în care e dinamica acolo, să se potrivească cu mecanismele și felul în care construim noi organizația în Autobroker. Iar, de exemplu, în discuțiile cu Rodica, în momentul în care exploram posibilitatea asta, era foarte plăcut să auzim cum facem diverse lucruri foarte asemănător, da? Și asta ne-a dat foarte multă încredere că va fi ușor ca oamenii să se integreze și să se accepte unii pe alții și să lucreze bine împreună. Modelele de business pe care le-am prezentat până acum au fost extrem de diverse. Aș putea să spun că, deși există câteva tipuri de antreprenoriat în piața românească, nu există doi lideri care să gândească la fel. Înțeleg de la voi că, de fapt, e doar o preconcepție a mea. Există astfel de lideri și că îi veți căuta. Da, dar aici nu e vorba de a gândi la fel, ci e vorba de a te ghida după niște valori care sunt similare. Care sunt aceste valori? În primul rând este vorba de integritate, onestitate, de calitatea serviciilor pe care îți propui să oferi, da? Și de ideea de colaborare. Dacă vrei, cred că astea sunt cele trei lucruri esențiale care țin pe de o parte de felul în care relaționăm cu clienții, felul în care relaționăm între noi și felul în care relaționăm cu mediul exterior. Și nu numai. Care a fost primul moment în care v-ați dat seama că puteți colabora? Înțeleg că a fost un proces, așa. Da, a fost un proces. Noi, de fapt, lucrăm de câțiva ani buni în echipe de lucru în cadrul Uniunii Profesionale, în care suntem membri. Și am lucrat pe proiecte legislative, acolo am avut de multe ori opinii asemănătoare, am gestionat și diferențele de opinii, atât eu cât și Victor, am reușit să ajungem la un consens și pentru mine acesta a fost un punct de plecare foarte important. Aș putea să mai adaug că o mare importanță o are și reputația. Reputația companiei Otto, reputația lui Victor ca profesionist în piață au fost elemente tot așa hotărătoare pentru mine. N-a fost o decizie ușoară, a fost o decizie curajoasă pentru care eu pot să spun că sunt mândră și sunt... Când spui decizie curajoasă, te referi la tine, că ai luat-o, sau la Victor, că a spus... Mă refer la mine. El chiar nu are nimic de pierdut. Iar eu nu numai că nu am nimic de pierdut, am totul de câștigat, pot să spun. Deci, în ceea ce mă privește, da, poate să pară puțin bizar, pentru că am fost obișnuită foarte mulți ani să conduc colective de oameni și să fiu manager și să fiu numărul 1. În continuare, cred că pot să îmi pun în joc atribuțiile și toată experiența pe care am acumulat-o și să mă integrez în această echipă, în cadrul managementului. Ai pomenit echipă de mai multe ori. Cum a reacționat echipa SIG Management la anunțul pe care l-ai făcut? A reacționat neașteptat de bine. Pot să spun că
Da, aveam ceva emoții, în sensul în care nu se știa foarte mult despre autobroker, nu se știa foarte mult despre cum se lucrează acolo, însă Victor a avut câteva idei foarte bune și am putut să facem o integrare lină. Și nu numai atât, oamenii cred că sunt chiar încântați de ceea ce se petrece. În plus de asta, au posibilitatea de a crește din punct de vedere profesional. Deci, li se oferă niște posibilități de creștere în carieră și nu e puțin. Nu, adică, știți cum se spune, sky is the limit. Echipa Autobroker cum a reacționat la acest anunț? De asemenea, foarte bine. De asemenea, foarte bine pentru că noi pusesem în echipa noastră de management în discuție de mai mulți ani ideea de a crește și prin fuziuni și achiziții și am stabilit atunci că vom face acest pas în momentul în care găsim parteneri cu care avem încredere că vom putea lucra bine. Da? Și asta a fost determinant, așa că oamenii noștri, colegii mei din management și colegii din echipa corporate au fost foarte încântați de faptul că vom crește echipa și această valoare fundamentală legată de colaborare și de spiritul ăsta de colaborativ pe care noi îl avem în Autobroker ne-a ajutat foarte mult să integrăm și să primim bine colegii noi și să fim capabili să gestionăm diversele diferențe, că ele există și slavă Domnului că există. Important este să știi cum să le tratezi. Da? Iar și aș vrea să revin la întrebarea ta de mai devreme legată de curaj. Curaj e nevoie de ambele părți. Teoretic poți să pierzi tot, teoretic poți să câștigi, și la fel de bine poți să câștigi mult mai mult decât crezi. Și cred că e nevoie de curaj în diverse pentru a depăși diverse bariere interne. Da? Pe de o parte, e nevoie de foarte mare curaj să te desparți de ce ai construit uneori, poate o viață întreagă sau oricum o perioadă foarte lungă de timp și să înțelegi că, la fel cum atunci când pleacă copilul de acasă, cred că e greu să digeri faptul că nu mai e cu tine, dar ăsta e cursul firesc, da? Și până la urmă este spre binele lui. Iar pentru noi e vorba de curaj să alocăm niște resurse pentru o astfel de tranzacție, le punem teoretic la risc, ca în orice proiect de investiție, dar până la urmă despre asta e vorba în antreprenoriat, să-ți asumi riscuri cu cap și să te duci mai departe. Am vorbit despre curaj, iată un ingredient important în această mișcare, poate surprinzătoare, poate predictibilă. În piață, piața românească de asigurări este într-o fază de maturizare și lucrul ăsta se vede pe foarte multe niveluri. Rolul brokerilor este unul din ce în ce mai important. Aproape 70% din contractele de asigurare din piață trec prin mâinile lor și e din ce în ce mai multă consultanță. Am vorbit despre clienți, despre echipă, despre beneficii. Dacă ar fi să rezumăm beneficiile pentru tine, pentru Victor, pentru Autobroker, care ar fi acestea? Așa, trei beneficii cele mai importante pentru o astfel de mișcare. Și aceeași întrebare și pentru Rodica. Aș vrea să mă refer la beneficiile Autobroker. Da? În primul rând, marcăm un pas mai accelerat de creștere. Da? E unul din lucrurile pe care le urmărim și se întâmplă prin fuziuni și achiziții mai repede. În al doilea rând, ne întărim o competență astfel încât să putem să fructificăm oportunități în viitor. Da? Împreună cu noi noștri colegi. Și anume e vorba de competența din divizia corporei. Da? Și în al treilea rând, creăm, practic, un model, un nou model de consolidare în industria de asigurări și sper că peste un an de zile ai să fii curios să vezi cum arată lucrurile și
să vorbim din nou în aceeași formulă sau poate și împreună cu alți colegi de-ai noștri din managementul diviziei corporate și să tragem linia așa, să vedem cum arată un an de lucru împreună în această nouă formulă. Pentru că eu chiar cred că acest model de consolidare în industrie este foarte necesar și cred că industria a ajuns la maturitatea la care să poată să facă și astfel de proiecte. Aș denumi o consolidare soft. Este logică, este naturală, este în spiritul beneficiului ambelor companii și de asemenea în sprijinul clienților voștri. Dezvoltările viitoare sunt chiar promițătoare. Sigur, este foarte importantă și chimia dintre voi ca lideri. Rodica Fuicu, hai să extragem cele trei beneficii principale pe care le simți tu ca și companie în această mișcare extrem de inspirată pe care o anunțăm astăzi. O să vorbesc în numele meu și al echipei mele, dar și în numele clienților. O să spun că va fi o mai bună stabilitate, o mai mare eficiență și o mai bună calitate a serviciilor. Cred că la acestea trei se rezumă această mișcare. Ca sentiment vis-a-vis de o companie care, putem să spunem că era propriul tău copil, ce simți în momentul ăsta? Victor a amintit puțin mai înainte, copiii cresc, se dezvoltă, la un moment dat ei se desprind de tine, tu de ei. Cu ce sentiment faci pasul acesta? Sigur, mi-a trebuit puțin timp să mă obișnuiesc cu ideea și cred că e un lucru normal căruia îi se întâmplă oricui. Nu vreau să spun despre mine că sunt un manager de mare succes, sunt un manager printre mulți alții, dar cred că una din calitățile unui manager este aceea de a ști când să ia deciziile corecte, să nu privească prea mult înapoi și să meargă uitându-se tot înainte spre progres. Deci nu trebuie să ai regrete și nu trebuie să te încăpățânești și să rămâi cumva ancorat în trecut, numai din dorința de a ști că ești tu undeva numărul 1. Cred că e greșit să te încăpățânezi în asta. Rămâi undeva ancorat în trecut și nu e bine. Emisiunea se numește Antreprenori în Asigurări. Amândoi sunteți antreprenori în fibra voastră. Eu vă consider pe amândoi antreprenori de succes. Am și dovezi materiale în spiritul ăsta și dacă fac un sondaj în piață, cred că sunt foarte puțini care ți-ar contesta ție sau lui Victor calitățile și de lider și de antreprenor. Am trecut puțin prin câteva puncte pe care mi le-am notat. Dacă ar fi ca cei care ne privesc să rețină un singur lucru, o singură idee, un singur concept din tot ce am spus astăzi, care ar fi acela? Ar fi bine ca, dacă vorbim despre antreprenori, nu? Să se autoanalizeze, să-și cântărească puțin punctele slabe și punctele puternice și să ia decizii corecte pentru ei. Victor, aceeași întrebare și pentru tine. Cred că e foarte important să te uiți să vezi dacă vrei să iei o decizie comodă sau dacă vrei să iei o decizie curajoasă. Pentru că decizia comodă îți reduce poate o parte din costurile de astăzi, de operare și te ține în zona de confort și în același spațiu, pe când o decizie curajoasă, aceea în care decizi să colaborezi cu alte entități din piață într-o formă mai integrată, este decizia care deschide foarte multe oportunități de creștere spre orizonturi și piețe noi, pe linii de business noi și în echipe semnificativ mai mari. Cred că piața noastră a ajuns în etapa în care să existe astfel de pași și cred că sunt mulți antreprenori din industria noastră care resimt o astfel de nevoie. Doar că încă nu iau pasul ăla, nu iau decizia mai curajoasă și rămân în decizia mai comodă. Mă gândeam să
să oprim emisiunea aici, dar am o întrebare care mi-a venit acum în timp ce te-am auzit. Ce crezi că îi face pe acești antreprenori să nu iau o astfel de decizie? Care e principala lor frică? Controlul. Frica, teama că vor pierde controlul. Da? Și teama că odată cu pierderea controlului vor o să le plece tot pământul de sub picioare. Ceea ce poate să fie adevărat dacă intri în cușcă cu leii, dar la fel de bine poate să fie complet fals dacă te asociezi cu oamenii și te ghidezi după valorile potrivite, da? Cu care ești compatibil. Cum ai depășit această nevoie de control? Pentru că o am și eu în compania mea, simt că ai avut-o și tu în a ta, cred că și Victor o are în a lui într-o anumită măsură. Cum ai depășit? Da, v-am spus că mi-a trebuit ceva timp, pentru că mental trebuie să accepti ceva. Am avut multe provocări în viața mea și am avut multe momente de cumpănă. Acele momente de cumpănă m-au învățat că trebuie să fiu curajoasă și să recunosc când vine momentul în care e bine să fac ceva. Mai vreau eu să adaug ceva aici. Oamenii sunt wired așa din în cele mai profunde fibre ale creierului nostru. Suntem construiți să ne motiveze foarte tare frica și de regulă ceea ce pierdem ne motivează cel mai mult mai mult decât ceea ce putem să câștigăm. Eu cred că o trăsătură foarte specifică a antreprenorilor este că sunt natural mai deschiși să fie motivați și să-și găsească motivație de fapt în ceea ce pot câștiga mai mult decât în ceea ce pot pierde. Da? Dacă ajungi să vezi chestiunea asta, înțelegi că, de fapt, controlul, iluzia controlului e, de fapt, o pierdere și în momentul în care pui un pic de trust, un pic de încredere în cei din jurul tău, oportunitățile și ceea ce poți să câștige sunt mult mai puternice, mult mai mari. Sunt curios ce părere aveți despre această mișcare din piață. Puteți să treceți lucrul ăsta la comentarii. De asemenea, dacă tot sunteți aici cu noi pe YouTube, abonați-vă, apăsați și pe clopoțel ca să aflați de fiecare dată când postăm un material nou. Sigur, pentru cei care sunt dedicați altor aplicații din social media, Facebook, LinkedIn, Instagram, ne găsiți... Ne puteți găsi oricând și acolo. În esență, emisiunea noastră se încheie astăzi aici, Antreprenor în Asigurări, o ediție specială, Lider de Succes, o mișcare extrem de importantă și deosebită în piață, o mișcare pe care ASIG Management și Auto Broker o fac împreună, arătând că piața noastră are maturitatea necesară pentru a face astfel de acte de consolidare, toate în beneficiul clienților și a propriilor lor organizații. Înțeleg de la cei doi lideri că acest proces va continua, iar dumneavoastră vă spun ca de obicei să ai o asigurare este mai ieftin decât să nu ai una și v-aș sugera să urmăriți noi episoade pentru că urmează emisiuni din ce în ce mai interesante.